Ministrul de interne, merge mai departe, Carmen Dan, amintește că organizarea referendului de demitere a fostului președinte, că și ăsta e un subiect, Traian Băsescu în cauză, costa 20 de milioane de euro la vremea respectivă, un referendum care, după cum știți, a eșuat. Nu ne-a spus niciodată Liviu Dragnea cifrele astea, lui se părea firesc, țineți minte, i s-a părut firesc că el n-a făcut altceva decât să încurajeze oamenii să meargă la vot, deși, o mai spun o dată, calitate de cunoscători ai regulilor referendumului, era ilegal să îndemn oamenii să iasă la vot. Referendumul din 2012 a costat ce a costat? Hai să zicem, a costat mult. 20 de milioane de euro. Mult și nu prea. Pentru că, iată, aflăm de la liderul deputaților PSD, tovarășul Eugen Nicolicea, că statul român va cheltui 70 de milioane de euro cu organizarea unui alt referendum inutil, sau cel puțin așa arată perspectivele. Ce ar urma să apară pe foaia, pe fițuica aia pe care o vom găsi în cabinele de vot? Ceva de genul. Continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice. Păi cum ai putea să te duci la un astfel de referendum, care ne va costa 70 de milioane de euro, deci merită să mergem totuși la banii ăștia? Cum ai putea să zici nu? Eu nu vreau ca în această țară să continue lupta împotriva corupției. Da, nu vreau să fie integritate în această țară. Să zicem că votez că nu. Nu vreau. Eu vreau să fie hoție, trândăvie, șmecherie. Atenție! La un astfel de text, totul este interpretabil. Facem pariu că dacă cei în cauză, cei care sunt implicați cel mai adânc în acest referendum, vor dori să o scoată invers, o pot scoate cu un asemenea text? Pentru că nu se scrie nimic aici de grațiere sau de amnistie. Este o formulă inutilă, inutilă pentru că există legi în această țară. Te protejează și de corupție, da, măcar de formă. Pentru ce să dai 70 de milioane de euro să scoți oamenii la vot, având în vedere inutilitatea unei astfel de formulări? Adică, ce ar trebui să scrie? Da? Să faci un referendum și să se spună, bă, vreți corupție sau nu? Da? Și ce să zică omul? Da, nu vreau corupție. Păi nu e evident? Vreți să fie rău în țara asta sau să fie bine? Am ajuns totuși, iată, la nivelul unei politici a la gâgă în această Românie. Da? Oamenii sunt preocupați, sigur, să-și dea la joale între ei, că de fapt asta e, dar cu asentimentul nostru al tuturor. Adică noi trebuie să participăm la această mascaradă. Este o răfuială de asta trivială politică între ei. Da? Să vadă care e mai orgolios și care poate să câștige. O chestiune de orgoliu, acest referendum, de o absurditate colosală. Ba, dacă aș fi scriitor, aș zice chiar de o absurditate fermecătoare. Pentru că trebuie să fii bătut în cap să poți să accepti ca om minte la cap așa ceva. Da, se poate. Da? Este o evidență până la urmă. Sigur că tu te declari împotriva corupției. Dar și PSD-ul declară același lucru. Toată lumea. Nu este personaj care să vină și să spună public eu sunt pentru corupție. N-a spus-o nimeni. Și pentru ce să ne ducem atunci la un astfel de referendum? O să vedem dacă el, până la urmă, va vedea lumina zilei. Că e important cu lumina zilei, pentru că sunt județe în care se votează de cum să crapă de ziua și acolo se decide prezența la vot. Da, o să mai vedem.